Cuvioși părinți, binecuvântați creștini, slavă lui Dumnezeu pentru toate, au spus ființii pe care îi prăznuim astăzi, cunoscuți și necunoscuți. Sfinții lui Dumnezeu s-au umplut de harul Duhului Sfânt și de virtuțile pentru care s-au ostenit și poate cea mai mare dintre toate este răbdarea într-o înțelegere, într-o rugăciune și într-o sfințenie. Această răbdare, iată, ați arătat-o, ați dovedit-o și dumneavoastră astăzi în această slujbă lungă și de aceea nu o să o lungesc eu prea mult, încât știu că inimile dumneavoastră au rezonat cu ale noastre și cu ale tuturor psalților, așa încât ne-am bucurat împreună duhovnicește în această slujbă de priveghere. Dumnezeu să vă înnoiască, să vă întărească sufletele și trupurile cu harul Său, cu înțelegerea Sa, cu iubirea și puterea Sa veșnice. Îi prăznuim pe Sfinții lui Dumnezeu întru care Duhul Sfânt a rodit și de la care și noi căutăm să învățăm, să luăm aminte, să luăm exemplu, nu-i așa, de curăție, de înțelepciune, de comuniune. De aceea, în prima duminică, după praznicul pogorârii Duhului Sfânt, al cincizecimii, Biserica prăznuiește duminica tuturor sfinților și, repet, a tuturor sfinților cunoscuți și necunoscuți. Cunoscuți sunt cei pe care îi reprezentăm iconografic, nu-i așa, pe care îi cunoaștem, pe care i-am cunoscut la vedere, dar sunt și mulți sfinți ai lui Dumnezeu acoperiți de smerenia lor și de darul lui Dumnezeu, pe care îi vom vedea doar la a doua înviere. Și acești sfinți necunoscuți țin lumea, iar proporția vedem care este, adică a celor necunoscuți față de cei cunoscuți. În vremea Sfântului Ilie, când era și o mare prigoană împotriva drept credincioșilor lui Dumnezeu, Sfântul Ilie spunea că el a rămas singur între drepții și mărturisitorii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl temperează pe năvalnicul Ilie, al cărui cuvânt era ca focul, pentru că și râvna lui era plină de putere, de energie. Mai am 7.000 de bărbați în Israel care nu și-au plecat genunchii lui Baal. Da? Și astăzi are Dumnezeu mulți oameni bine plăcuți lui care nu și-au plecat genunchii niciunui Baal, niciunui Baal și niciunui Cezar care încearcă să fure demnitatea oamenilor și să-i canalizeze spre o idolatrie pământească și până la urmă destructivă de suflete. Sfinții lui Dumnezeu, amintim protopărinții Adam și Eva, drepții Vechiului Testament, prorocii lui Dumnezeu, regii, unși, judecătorii din legea veche, apoi pe Sfântul Sfinților, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Apostoli, ucenicii lui Hristos, avem apoi martirii, mărturisitorii, Sfinții Părinți, teologii, pusnicii, drept credincioșii, voievoți creștini și mărturisitorii din ultimul veac, mai ales în perioada comunistă. Toți acești sfinți cunoscuți, cum am zis, mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru noi toți și ne sunt întăritori pentru noi în credință. Dar pe lângă ei sunt și sfinți necunoscuți, oameni smeriți, care și-au dus viața în virtute, în sfințenie, în cumințenie, acoperiți în smerenie și care, la fel ca cei mari cunoscuți, mijlocesc pentru noi toți. Sunt mari înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă noi nu-i vedem, nu i-am văzut sau nu i-am recunoscut ca fiind sfinți plini și strălucitori de har. Pe aceștia îi pomenim în această duminică a tuturor sfinților și aceasta nu e doar o sărbătoare înscrisă în lanțul temporal de sărbători. Iată că Sfântul Antimii Vireanu a rânduit ca
și spațial să fie cinstiți acești sfinți ai lui Dumnezeu sau Dumnezei prin har în acest templu, în această biserică închinată lor. Și așa cum el spunea că a avut o vedenie, o înștiințare de la Dumnezeu în ziua Sfintei Agata, care e prăznuită pe 5 februarie, în anul 1713, și a primit de la Dumnezeu acest semn să ridice o biserică închinată tuturor sfinților aici, pe locul unei vechi biserici mai mici, de lemn, închinată Sfântului Nicolae. Și cu toate ostenelile lui, cu toate nevoințele și prietenii lui, Sfântul Antim a început să zidească această mănăstire dedicată tuturor sfinților. Deci iată, și Sfântul Antim și-a arătat recunoștința față de Dumnezeu și față de Sfinții lui Dumnezeu, ridicând această mănăstire acum 310 ani aproape, da? A început în 1713 și în 1715 a încheiat-o și a sfințit-o în Duminica tuturor Sfinților, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, în 1715, pe când voievod era atunci în țara românească Ștefan Cantacuzino. Și Sfântul Antim Ivireanul a moștenit de la Sfinții lui Dumnezeu râna pentru cele sfinte, iubirea smerită față de Dumnezeu și totodată iubirea milostivă față de semeni și față de cei nevoiași, mai ales față de cei săraci, față de cei bolnavi, față de cei neputincioși. De aceea a lăsat ca un testament, ca un așezământ duhovnicesc și administrativ și liturgic în această mănăstire, ca să fie ajutați creștinii, fiecare după măsura lui. Era și o bibliotecă și o tipografie pentru a întări sufletele și mințile noastre cu cunoașterea lui Dumnezeu. Era și o bolniță pentru cei, iată, bolnavi sau suferinți. Dar din veniturile mănăstirii erau ajutați cei săraci și cei străini. Și Sfântul Antim a fost străin și cunoștea această greutate a vieții între străini. Îi aducem și noi mulțumire Sfântului Antim și aducem și tuturor sfinților și vă îndemn, vă rog, să îi chemați în rugăciunile dumneavoastră personale pe Sfântul Antim Ivireanul și pe toți sfinții, nu doar pe cei ocrotitori, al căror nume îl purtăm, și veți vedea ajutorul lor. În această carte, scrierile Sfântului Antim Ivireanul, sau volumul 2 din operele lui, găsiți așezământul Mănăstirii tuturor Sfinților și hrisovul arhieresc al mănăstirii acesteia pe care a zidit-o Sfântul Antim Ivireanul. Să ne ajute Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Antim și ale tuturor Sfinților să-L cunoaștem și noi pe Dumnezeu, să-L lăudăm, așa cum zicea și Sfântul Antim, în așezământ, acolo unde sub emblema lui, care e melcul, cu coarnele îndreptate spre soarele dreptății, spre Hristos, are scris așa: toată suflarea, zice prorocul, cântă pre Domnul peste tot locul, și melcul încă coarne înalță ca să-L lăudăm pe El ne-nvață. Amin. Doamne ajută!